ședința ordinară a Consiliului Local din 27 noiembrie 2020. Înainte de a da citire ordinii de zi, supun aprobării Consiliului Local, conform dispozițiilor codului administrativ, procesul verbal al ședinței extraordinare din 9 noiembrie 2020 și a ședinței extraordinare din 3 noiembrie 2020. Procesele verbale au fost difuzate către dumneavoastră. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Mulțumesc! L-a propus cu domnul Mihal, ce a spus cu domnul președinte, că am propus-o pe domnul Mihal, cea președinte de ședință și nu m-a scris pe mine că eu l-am propus. L-am scris acolo. La asta trebuie să rectifică. Păi nu. Trebuie să trag atenția. De-au dată să nu mai așa. Vom da citire ordinii de zi. Avem și o suplimentare la ordinea de zi. Primul punct, proiect de hotărâre privind nou responsabil legal desemnat să reprezinte Comuna Gura de Județul Patru în relația cu APIR pentru proiectul achiziție dotări pentru sprijinirea conservării și valorificării tradițiilor locale din Comuna Gura de Județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind nou responsabil legal desemnat să reprezinte Comuna Gura de Județul Bacău în relația cu APIR pentru derularea proiectului achiziție bulk de excavator pentru primăria Comunei Gura de Județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare unor bunuri scoase din funcțiunea aparținând patrimoniului privat al Comunei Gura de Județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la date 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza Unității Administrative Teritoriale a Comunei Gura de Județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către școala gimnazială numărul 1 Gura de Județul Bacău, unor imobili aflate în proprietatea publică a Comunei Gura de Județul Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 membri a Consiliului Local care se facă parte din Consiliul de Administrație a școlii gimnaziale numărul 1 Gura de Județul. 7. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare a doamnei Netidu Ștefania, administrator la Serviciul Public Local de Consiliu Comunală Gura Vâi SRL. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii delegatului sătesc care se reprezinte interesele locuitorilor din satul Motocește în Consiliul Local Gura Vâi. 9. Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local pentru anul 2020. Față de materialul din față de dispoziția de convocare inițială, avem și o suplimentare pe ordinea de zi. E vorba de două proiecte de hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 10, cu care o să dau citire, privind transformarea funcției contractuale de asistent medical comunitar grad 1 a funcției contractuale de asistent medical comunitar grad 2. 11. Proiect de hotărâre privind înregistrarea primăriei Comunei Gura Vâi în sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar SNEP și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacții online și la toți știi diverse. Doamna Rucica, supuneți la vot ordinea de zi, da, și suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? Suplimentare. Mulțumim. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind noul responsabil legal. Nu mai citim, suntem direct. Deci la punctul numărul 1 am dat citire ordine de zi, doar câteva aspecte. Se derulează la nivelul primăriei Comunei Gura Vâi acest proiect privind valorificarea tradițiilor locale. Ordonatorul de credite a fost fostul primar. Pentru derularea pădurilor contractului este nevoie ca să fie mandatat în puternicit domnul primar Silviu Tineri. Al doilea proiect de hotărâre se referă tot la fel la achiziție de bunuri de excavator, este contract în derulare. Și este aceeași procedură privind desemnarea actualului primar pentru a reprezenta interesele publice. Ca să înțeleagă și noi, consilier local, în relația cu AFIR-ul vorbim de fonduri europene. Avem real două proiecte pe fonduri europene. Unul este achiziție de costumi populare, generic, în valoare de 7.500 de euro, dacă nu mă știu, domnul contabil, și o achiziție de dotări pentru buldo excavator, reprezentând un picon și o lamă nouă pentru el, în valoare de 39.000 de lei. Mă bucur că a reușit să găsesc măcar două proiecte europene într-o valoare destul de mică pentru Comuna Gura Vâi, pe care o să le duc la bun sfârșit ca mandatar pe care la Comunii Gura Vâi. Să spunem la vot? Cine este de acord? Mai citesc proiectul? Nu, mergem la punctul 3. Mai citim la să nu citesc. La citim autoritatea. Nu la citim autoritatea. Nu la citim autoritatea. Valorificarea prin vânzarea unor bunuri scoase din funcțiunea aparținând patrimoniului privat al Comunii Gura Vâi, județul Bacău.
Doar câteva cuvinte, foarte scurt și concis. După cum știți, sunt 5 mașini care sunt nefuncționale, ele au termen de utilizare expirat, trebuie casate. A 6-a mașină nu o putem pentru că este un litigiu asupra ei, vorba de Skoda. Așa, astea 5, conform procedurilor legale, am inițiat un proiect de hotărâre, urmând ca ele să fie vândute prin licitație, se va constitui o comisie la nivelul comunei Burapei prin dispoziția primarului și procedura va decurge de la sine. Adică ideea este să scăpăm de aceste mașini. Valorificarea va fi prin licitație publică cu strigare, să depun inițial două oferte, prețul cel mai mare va câștiga mașina. V-am spus la început că o să scăpe parcul de aici și o să scăpe. Cine este de acord? Care vrea să cumpere, v-ați face la licitație. Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare, principalele restante la data 31.3.2020, inclusiv datorate bugetul local de către contribuabil de pe raza administrației teritoriale a Comunii Burabăi, județul Bacău. Aici poate să spunem că vom conta de câteva cuvinte. Cei care nu s-au votat datorii ultima 31 martie 20 și care vor să fie integral datoriile, în baza unei cereri, sunt scutiți de penalitățile din exact. Deci e vorba de acest condiția este să achite integral debitul restant. În acest sens am inițiat un proiect de hotărâre ca să... Trebuie depus să cere. Trebuie depus să cere. Trebuie depus să cere, nu? Și să achite integral. Ăsta sunt cele două condiții. Proiect 5. Proiect 5. Proiect de hotărâre privind darea unei sale către școala gimnazială numărul 1 Burabăi, județul Bacău, a unor imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Burabăi, județul Bacău. Am numărul eu cu mult. O să vă dăm prima s-au tot făcut baze sportive, nu terenuri, sport, baze sportive școlare, în curțile terenuri, în curțile de școlilor din comuna Burabăi, au apărut o serie de reclamații cu privire la modul lor de administrare, să zicem modul lor de îngrijire. Personal consider ca și primar că dacă le-am făcut în curtea școlii, ele sunt ale școlilor. Acolo accesul se face conform unor normei. Inclusiv legea 61/1991 sancționează accesul în cadrul instituțiilor publice fără respectarea regulilor de acces. Și am spus așa, o să dăm cele două terenuri în administrarea școlilor. Investiții în continuare le vom face noi, dar Consiliul de Administrație a școlilor va întocmi un regulament de acces. Dacă cadrele de dacii vor considera că este oportun ca în zilele libere sau care nu se învață, în anumite intervale orare, să permită accesul tuturor cetățenilor din zonele respective, rămân la decizia lor, pentru că atâta vreme cât ei se duc și mătură și strâng după ei, nu pot eu, după cei care folosesc terenul, nu pot eu să mă duc să le impun anumite condiții. Deci este strict decizia școlilor cum vor administra în continuare terenul de sport și cum vor permite accesul în aceste două baze sportive. Cine să scrie la cuvânt? Poți domnul Gaman? În legătură cu administrarea bazelor sportive, noi niciodată, eu am apelat și la poliția locală, chiar și la poliția centrală de aici, așa. Niciodată n-am primit un sprijin din partea nici poliției locale și nici. Eu probleme am mereu cu terenul de sport. 50 strigă, unul face. Distruge și proprietățile noastre, cartel vecin cu baza sportivă. Ce să le mai fac la copii? Ca să-i fac să înțeleagă, să folosească într-un mod civilizat. Am luat hotărârea împreună cu domnul contabil, am discutat cu doamna director pentru cele două căi de acces din spatele primăriei, respectiv în curtea școlii, va apărea o poartă autoportantă asupra cărora vor avea acces doar angajații școlii și angajații primăriei. Voi închide definitiv aici în spate
printr-o poartă modernă, care se reprezintă cu adevărat o instituție publică care nu poate fi sărită de către oricine. Regulile de acces toate instituite de către Consiliul de Administrație al Școlii, noi nivelul însușii. În clipa în care va exista un regulament de intrare, acela va trebui afișat și respectat. Ați văzut, inclusiv trampolinele din parc au un regulament de utilizare. Așa o să afișăm și noi, frumos, în mod vizibil, modul cum se poate face acces atât pentru școlari, cât și pentru cei extrașcolari. Da, eu sunt de acord că va trebui să lăsăm o zi, două liberi pentru utilizarea celor, dar totuși, în anumite condiții, nu de avară. Da. Adică ori directorul școlii, ori o persoană desemnată trebuie să primească o cerere de la cineva în sensul la cineva care își asumă ceea ce se întâmplă pe terenul de sport, da? Asupra căreia să avem o evidență și putem să-i atragem și răspundere la un moment dat. Nu putem să permitem, poftiți, că nici pe stadionul la Iași nu te lasă așa. Eu am fost chiar acolo, am făcut cursurile, eram polițist local, cu legitimație, dar tot intram în baza unor reguli de acces. Așa vreau să instituim și grază acum. Da, că implicit că orice activitate sau oricine pătrunde pe exact. Școli, dacă luăm în administrația noastră, răspunde direct directorul și noi. Tocmai. Se țină tot. Deci trebuie să existe un regulament. Răspundem atât de bază, cât și dacă se întâmplă un accident în incinta școlii. Aici e problema. Eu cred că soluția propusă e cea mai ok și lasă la atitudinea școlii să-și facă regulamentul așa cum doresc. Deci, nu le impun eu. Da. Deci nu intervin eu asupra dumneavoastră. Eu am spus că vă dau în administrare, faceți cum vedeți pe cuvință, să vă fie bine dumneavoastră. Să nu mai întâmplați problemele care le ridicați acum. Tu ne montați cu o întrebare, nu montați poarta. Puteți monta aici? Poftim? Poarta, care îți puneți la intrare acolo. În spate. Aici, nu? Da. Foarte bine. Chiar mă bucur. Da, eu. Care dracu, la alții lemn cu spatele de acolo. L-ai scris cineva? Să puneți la acolo, nu mă bucur. Chiar mă bucur. Să pun la acolo. Dacă montați poarta acolo, chiar mă bucur. Da, așa, o la mine, mă păi, privind desemnarea doi membri în Consiliul Local, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, numărul 1, domnul primar, are cuvântul. Vă spun rapid, deja o parte dintre dumneavoastră știți, că fiecare mandat, doi din consilierii locali trebuie să fie desemnați în cadrul CEA la școală, împreună cu primarul, din cauza activității pe care s-au investit Consiliul Local anul ăsta și la fenomenul atât de anevoios de depunerea jurământului, s-a întâmplat ca să intrăm în scenariul roșu la școli, înainte să avem tot Consiliul validat. Mi-am asumat răspunderea și am desemnat printr-o adresă din partea primăriei, pentru că era urgent și nu aveau Consiliul de Administrație constituit ca să poată lua hotărâri. Printr-o adresă am desemnat din partea primarului, m-am desemnat pe mine ca reprezentant în CEA, iar din partea Consiliului Local am desemnat pe domnul Antochi și pe domnul viceprimar Lazar Ionel. Din considerentul că Ionel este tot timpul la primărie și oricând se convoacă Consiliul de Administrație la școală, el se va putea prezenta, iar domnul Antochi are un program mai lejer și poate ajunge oricând la Consiliul. De asemenea, deci propunerea... Eu mă voie să trebuie. Da, mă voie să trebuie, da. Domnul Vince, poate să-mi semneze un aviz de sub treabă? Te rog. Să-i scrie cineva la cuvânt? Nu, mă, să puneți la vot. Să pun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâri privind încetarea contractului de administrare a doamnei Netidu Ștefania, administratul la SC Serviciu Public Local de Gospodărie Comunală Murăției SRL. Să scrie ca domnul secretar, prezentă. Doar câteva cuvinte. Dată hotărâre de Consiliul Local aproape de terminarea mandatului fostului primar. Am avut o cerere prin care doamna a solicitat angajarea ca și administrator la Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală. Nu s-a mai prezentat. Potrivit dispozițiilor, acum intru pe partea legală, potrivit dispozițiilor codului administrativ și a legii privind serviciile comunitate de utilități publice, Consiliul Local
hotărăște în tot ceea ce privește serviciile și toate problemele de interes public local. Pe cale de consecință, Consiliul Local va constata, având în vedere cererea care a depus-o doamna, va constata în încetat contractul de mandat care a fost anexă la hotărârea Consiliului Local care s-a dat. Cam atât. Are cuvântul domnul primar? Doamna, în cauză, nu vă imaginați că a luat bani, n-a prestat o zi de serviciu, nu știu, a fost adus, să știți, cu buletinul, cererea de buletinul. A primit funcția de hotărâre de Consiliul Local, nu a venit, oricum, se apropie de final epopeea SC, Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală, se lucrează intens în vederea preluării pe primăria a furnizării apei potabile pentru a efectua toate demersurile necesare de a fi preluat de către CRAB Bacău. Mai am câteva condiții de îndeplinit, o să rezolv, sper ca de la, știu, 2-3 luni de la începutul anului viitor, CRAB-ul să-mi dea ok și să mă preia ca și furnizarea apei potabile pe raza comunii Bărăvăi, pentru că ritmul ăsta eu nu mă pot susține. Cu evidențe neclare, cu avarii, cu tot ce ține de serviciul ăsta de apă, avem documentat aproape 50.000 de lei datoria NAF, contribuții asiguratorii neplătite. Deci asigurări de muncă, din urma salariilor care s-au luat. M-am mai avea și un proces pe rol cu fost administrator, pe astea le mai știm, v-am mai trecut prin ele. Da, ideea e că o să închei cât de curând episodul și SC Serviciul Public Gospodărie Comunală ca să ne fie nouă mâine. Să mai scrie cineva? Poți, domnul Tătăru? Doamna care s-a mai dat una, să de acord, știam atunci când au acolo, nu zic înainte de a se termina mandatul. Problema era cu societatea asta din 2019, din septembrie, când noi am vrut să o dizolvăm. Da? Nu știu ce a făcut domnul primar, domnul secretar, s-a ocupat de... Nu s-a făcut nimic atunci cu domnul. Secretarul nu era factor de decizie. Mă ia la acolo, dar ce vreau să facă tine? Ordonatorul te-ai că era factor de decizie. Am întrebat atunci, aprobat să găsești proces verbal, câte datorii și a spus că a venit la NAV și nu-i gata proces verbal, să nu știu ce, nu. O rămas cam gata. Să știa problema, adică un an de zile, adică un an și... Problema se știa din 2018. Este cineva care să scrie? Să pun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea delegatului Sărgeț care să reprezinte interesele locuitorilor statului Motocel în Consiliul Local, Gurabăi. Poftiți, domnul primar? Am afirmat-o și în campanie și îmi mențin ideea și acum, indiferent cât de mic e un sat al comunii Gurabăi, văzând componența Consiliului Local actuală, constatăm toți că satul Motocești lipsește de la masa Consiliului Local. Consider just, drept și oportun să inițiem proceduri de denumire a delegatului sătesc. Se vor face alegeri libere pentru o ședință publică. Puteți, o să fie anunțat public și pe pagina mea și pe pagina instituției. Puteți participa cu toți. Chiar vă invit să mergem pentru că satul e destul de micuț și consider că un pic oamenii trebuie stimulați să aibă și ei un reprezentant ca să fie vocea lor aici în Consiliul Local. Delegatul să fie, ați văzut pe codul administrativ, e ca un consilier local, doar că votul e consultativ. Dar eu zic că și el cântărește. Asta e părerea mea și cred că nu greșesc în nimic. Îți mai scrie cineva? Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020. Datorită faptului că nu mai avem salarii pentru persoane cu handicap și indemnizații, am propus o rectificare de buget să le putem plăti salariile și indemnizațiile și concediile de odihnă și luăm suma de 60 de mii față de material, că de la 58.000 material, o să luăm suma de 60.000 de la cheltuieli de personal administrație și o să o ducem la cheltuieli de personal asistență socială pentru plata indemnizațiilor, salariilor și concediilor de odihnă pe anul 2020. La persoanele cu handicap. Asta e singura rectificare. Ca niște precizări să luați la cunoștință, total fond de salarii de persoane cu handicap în jur de 40 de persoane avem cu indemnizație și de enorm. Îți destui. Deci media e 39-40. Aici avem media.
îi 1 milion de lei pe an, din care bugetul de stat pe anul ăsta ne-a asigurat 570.000 de lei, restul îs din bugetul local. Bugetul de stat era obligat să achite 90% din valoarea contribuțiilor și ei debeau achita 57%. Deci o 330.000 de lei suportă bugetul local din banii contribuabililor pentru a achita aceste datorii. Cam atât. Are cuvântul domnul Mimă. Am luat decizia asta împreună cu domnul contabil. Doar pentru faptul că, nu numai pentru faptul că se apropie pentru toată lumea sărbătorii. Nu cred că ar fi fost în niciun fel corect să le spun oamenilor să vă dea guvernul bani. Un guvern preocupat extrem de alegeri, dar de a face treaba față de obligații legale pe care le au, mai spre zero, ca să nu spun altfel. Am zis că este corect să suportăm din bugetul local plata drepturilor salariale pentru persoane cu handicap, nici ei nu doresc să află în situația asta probabil și consider că au nevoie și de lemne, au nevoie de alimente pentru sărbători și consider că așa e corect și moral. Da. S-ar putea să vină o rectificare de buget în care să ne mai aloce niște sume. Sper și pentru handicap. În cazul în care vin sume pentru handicap, o să-i reglăm cu cheltuielile noastre care s-au putea anticipa. Da, asta să știa din la ședința de buget. Am de la începutul anului. Buget, da, din moară. Asigurat, începea până în luna a 6-a salariu, atât la handicap. Uite, asta nu că mai de atunci, dar cum și-a vrut. Asta e. Mai scrie cineva? Nu, oară. Supun la vot cine este pentru. Suplimentare ordinea de zi. Proiect de hotărâri privind transformarea funcției contractuale de asistent medical comunitar gradul 1A în funcția contractuală de asistent medical comunitar gradul 2. Doar câteva. Primăria poate a organizat un concurs pentru postul vacant de asistent medical comunitar. Este funcție contractuală. După cum știți, avem ordonanță 63/2010 care definește și limitează numărul de posturi și limitează și cheltuielile salariale. Pe acest post a fost salarizată doamna Ciobu, care a venit cu un protocol din 2009. Dânsa având ultima clasă de salarizare, având peste 20 de ani vechime. Având în vedere cheltuielile salariale și având în vedere și viitorul buget de salarii care va fi alocat comunei, administrația s-a orientat și foarte bine a făcut pentru cheltuielile salariale cât mai mici și performanță profesională, atât la funcționare publică, cât la contractual. Pe cale de consecință, este un post contractual cu un salariu mai mic, se va organiza concursul, după ce concursul va fi organizat, persoana care va câștiga concursul va fi salarizat conform gradului 2 profesional, contractual, funcție pe perioadă determinată. Am întrebat. E o chestie de, în primul rând, de organizare și funcționare, pentru că un asistent medical calificat cu o vechime de peste 25 ani, o să-l găsim la spital cu salarii foarte, foarte buni. Băieți debutanți acum din sat, la care mă așteptam să se scrie la concurs, nu s-au înscris și am discutat că omule, de ce nu te-ai înscris? Și m-am angajat la ATI la spital, ca debutant, 4.800 de lei. Bugetul comunii Gurabăi, nici bugetul DSP-ului, nu își permite să susțin un salariu de 4.800 de lei în mână pentru debutant, fapt pentru care am decis decăderea în grad a funcției pentru asistentul medical comunitar, înseamnă un salariu până în 2000 de lei, până în 2000 de lei. Altcineva? Supun la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind înregistrarea primăriei Comunei Gurabăi în sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar SNR și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online. Poftiți, domn primar. Cred că toată lumea o înțeles că ne îndreptăm spre utilizarea cât mai agresivă a tehnologiei existente. Am promis-o și în planul meu de dezvoltare a Comunii Gurabăi, îi impune și pandemia. Am dat drumul la proiectul de implementare.
completarea plăților online din ghișeul euro. Cei care ați mai lucrat cu ele pe la Unești, pe alte părți, pe administrații financiare mai mari, ați auzit deja. Vreau să ne înrolăm și noi în sistemul ăsta. Dotările care le-ați văzut în rectificarea trecută la care domnul Mihalcea făcea referire că ar fi la Duster, nu erau nici de cum pentru Duster, erau dotări de unitate de calculator performant care se poate susține un server pentru ghișeul.ro. L-am achiziționat cu domnul contabil, am discutat, domnul contabil a fost mandatat din partea mea să discut cu toate băncile care erau în regim dat pe sistem. Avem un principiu cu Banca Transilvania, nu? În ce mi-a spus. Urmează de urmărat în proceduri, este nevoie de acceptul Consiliului Local pentru a înrola cu totul în platforma ghișeul.ro. Da. Și mai scrie cineva? Sunt Constantin. Sunt Constantin. Sunt Constantin. Sunt Constantin. Cine să scrie la? Luați-o la fiecare, să nu țării. Luați-o din tot. Vici primar, de ce spune el? Cine e nevoie că sunt în comun? La diverse, aveți ceva? Nu. Nici o nevoie, toate bune și frumoase. Aștept să spuneți, dar e bune. În legătură cu iluminatul public, este un vechi în curtea la un cetățean pe nume Verdeș, care nu mi se pare corect să ilumineze curtea acestuia și nu în drumul. Iluminatul public este pentru drum și nu pentru gospodăria personală. Stâlpul este în curte și becul este pe stâlp. Dar iluminează la propriu doar în curte, nici de cum drumul. Iluminează domeniul privat, nu domeniul. Domnul Vișan? Am vorbit cu domnul Vici și am arătat despre ce e vorba acolo la Bunuță la noi și și-a notat. Domnul Plai? Șanțul de la grădinarul, domnul e asfalt. Să încercăm să facem ceva, să protejăm toată zona aia de acolo, pentru că șanțul e foarte adânc și se pot întâmpla nenorocire acolo. Fie un cetățean turmentat, care nu mai merește drumul, cade în șanț, nu-l vede nimeni. Și cine știe când o să fie identificat și putem găsi mort. Un altru vehicul care este din partea carosabilă și dacă s-a pus în șanț, cade cam tot. Cred că ar trebui să găsim o soluție, un parapet, nu știu, niște țepi, ceva să... Haideți că vă spunem o părere. Deci, la grădinarul, la șanțul ăla acolo, care s-a făcut super atent ca să fie piese la drumul. Mai către Stalomir, între Stanciu, între Marian Stanciu și Stalomir, există un bodeț. Este un bodeț care trebuie decolmatat. Ca să nu se ducă apa către Stalomir, în casa lui Stalomir, se poate face un zid, părerea mea este un zid așa, și atunci apa va pleca către cine stă de ciocul. Și pe șanțul care se duce acolo, iar numai surplusul mic să asucă șanțul să va duce din timp. Acolo e o problemă că deasupra, pe la Stanciu, deci la Marian Stanciu, șanțul de acolo din stație și până la Tascăl, are panta invers. Și acolo întotdeauna stă apa. Da. Are panta invers, acolo întotdeauna stă apa. Nu, ideea mea era să găsim o soluție prin care să protejăm șanțul. Dacă se implementează la asta, nu trebuie nici șanțul așa de atent. Păi ea, nu era o șansă între bulgarul și ceva care ducea la totul. Am să scot toată baza date la NIC, la bunătățiri funciare, să văd că mai întâmplă tot timpul asta cu șanturile în astopat. Șanțul ăla cum a fost, cum a fost, comuniști, erau un șanț care ducea la trotuș. Așa se încolea la doi, când se urcați la drumul ăsta, la 26.000. Care în centru la doi acolo, au făcut, că doi acolo era deschis, acolo cu podă. Nu contează, între raturi, între proprietări. Am cerut de la NIC, la bunătății funciare, poți de schițe ale canalului, de curgeri. Ce ne-i rândă, domnul Roman? În buget pentru mai avem bani anul, dar la anul, dar sunt bani.
A trebuit făcut ceva cu garduri de la baza sportivă aici a trebuit. Deci, dar s-ar putea să fie și mai înalt un pic. Grădinile noastre din spatele spatele se pot devii noi. Am cel mai simplu fapt, dar mi-e vechi, am plasit de acolo. Deci, ca și toate partele din spatele mi au auzit. O căză într-o seară, un acolo, să dacă era că am obosit, l-am scos din șanță, nu am ce ales în video. O băgat cu un lucru, dar nu am mai compactat absolut deloc. Și acum, cu o plouată, sunt găurile cât mine. Și am vorbit cu domnul primarul să spun minte, în multe și dacă v-ați vedeți în domnul. Domnul Tătaru? Ai făcut? Da, nu. Am avut o propunere și două vici primarul. Părerea mea. E bun la anul 2, am fiat dat necalificat pentru... Aveți cu cine face treabă în teren, nu poți să le iei pe la ajutor social, 8 ori. E bazat, să iei luați unul care știe să bată jos, scândul, să lege și... Și ce bani nu care? Ți-a luat unul de bună? Ce spunea domnul Aflare, am trecut, când veneam la școală, la curagării, un cetățean era căzut cu o căruță cu un cal în acel șanț. Da. Și, într-adevăr, nu știu, dacă era simt, săracul știa să le dat, să se duia acolo. Aș vrea să mai pun o întrebare. Având în vedere că am demarat procesul de înscriere la branșarea cu gaze. Eu, în personal, am tot fost întrebat cam care ar fi costul de branșare. Eu zic că am fost extrem de explicit în toate descrierile. Până la limita proprietății, branșarea este gratuită. În interiorul locuinței, proprietății, poate să facă orice firmă autorizată, spune-am. Cât costă? Depinde de fiecare firmă. Unul poate să-ți facă 2.000 de euro, nu poate să-ți facă 3.000, depinde de fiecare firmă. Eu nu pot să-i impun omului cu ce firmă să lucrezi la el în curte. Dar până la limita proprietății este suportat din fonduri europene. Ce legem am eu de la Simpson? Măi, dați jucă! Părere, jos eu, poți să aduc și duminică, poți să aduc. Se aduce, să faci o urmă de ea. Mai spune ceva, mai spune ceva.